Mă încearcă foarte multe emoții. Este prima oară când țin un speech pentru tata, când sunt anfitrionul lui Vasilică. Astăzi avem aici o parte din opera prolifică a acestui scriitor și poet. Scrie și pentru copii și pentru adulți. Sunt din realitate subiectele pe care le tratează în toate cărțile lui. A colaborat cu tot felul de edituri din București și din Onești și din Vâlcea și din Republica Moldova. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Să nu uităm că de-a lungul timpului Oneștiul a dat foarte mulți scriitori, poeți. Avem și o fundație George Călinescu, ce este condusă de domnul T.H. Ciobanu, domnul profesor de română, care nu a putut să vină pentru că domnia sa este un pic bolnăvior, îi dorim sănătate și să reușească să țină în continuare festivalul George Călinescu. Oneștiul îmi este foarte drag pentru că până în 89, când a fost o activitate febrilă în orice domeniu, cultură, artă, sport, au ieșit foarte multe nume, foarte mulți campioni, foarte mulți actori, cântăreți. Și acum, din păcate, trăim ceva mai puțin din aceste bucurii și, dragi copii, vă sfătuiesc să vă întrebați părinții despre ce a fost odată în Onești pentru a continua să ducem bucuria aceasta mai departe. Să trec la subiect. Astăzi lansează opera pe care a scris-o de-a lungul celor 8 ani de zile de când a apărut pe Facebook rubrica O poezie pe zi. Aveți aici aceste cărți care sunt în picioare, privește-mă în ochi, sunt vreo 300-400 de poezii pe fiecare volum. Vă dați seama ce idei a avut tata să scrie pentru copii și pentru adulți. I-am făcut o surpriză tatălui meu, pentru că Așchia nu sare departe de trunchi și am creat o poezie și eu, bună, rea, nu știu, să-mi spui, tată, dacă am ceva talent, după care o să avem un moment de la grădinița Magnolia, niște copii foarte frumoși care sunt acolo și așteaptă pe scări. Dragul nostru, tată bunic și prieten al tuturor, grozave lucru să împlinești nu 2, 3, ci 8 decenii, deci la mulți ani să ne trăiești, ce ai scris să dăinuiască în milenii. Cele 80 de primăveri e luminoasa ta cu lună, mai este timp vieții să-i ceri câte în stele și în lună. Am uitat, stați. Tata mi-a spus să mă îmbrac așa. Uitați-mi ce hal, sunt îmbrăcat. În viața mea n-am fost așa. Mi-e și jenă să... Viața ne mai privește și puțin circ. Da. O să-mi iau haina, că mă simt incomod cu fracul ăsta. Da, mă să poate să mai vorbești. E, altă viață. Așa, am rămas la strofa a treia. Tenace fii precum Hercule și inocent ca o fecioară, când răutățile zestule, tu nu ceda de te-mpresoară. Nu bani, bijuterii, castele înseamnă viață împlinită. Poți fi bogat și fără ele deprinzi o clipă fericită.
să ne bucurăm de toate, de flori, de arbori, de furnici, de tot ce știe să înnoate, de vietăți, oricât de mici. De faptul că astăzi, după atâția ani, ne întâlnim în a noastră vatră, cu prieteni, cu o mulțime de copii și fani, așa cum ne-am dorit de fiecare dată. Să fie într-un ceas bun această clipă și cele care vor urma și tu să știi că ta clepsidră toarnă mereu și va turna. Nisipul vieții ce va cerne cu al tău perpetuum neîncetat spre neuitarea clipelor eterne ce Dumnezeu cu dărnicie ți le-a dat. Te iubesc și te iubim și viață lungă îți dorim, la mulți ani să ne trăiești și de scris niciodată să nu te oprești. La mulți ani, tataie! Te iubesc! Dragii oneșteni, mai am de făcut o introducere. Alături de mine este domnul director al Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, domnul Ion Ostenie. Vă salut cu tot respectul. Ion Ostenie, Vasile Groza. Trebuie să vină și domnul primar. Este un pic cu treburi. La 1:30 își va face apariția. Până atunci, să vedem un moment interesant cu copiii de la grădinița Magnolia Onești, grupele mari, Margaretele și Albinuțele, doamnele educatoare Ciobanu Diana, Corocă Dana, Grozescu Ancuța și Țumurog Maricela sunt cele care se ocupă de acești copii minunați. Să dăm drumul, să-i încurajăm. Să sară roa pe floare, mă, așa.
știi, nu e panu acuție. Avem podri și izboare și avem ora noastră mare. Chiar și prutul de-ar săca și pământul de-ar crăpa mai. Cât vioara va doini mai, ora nu se va opri mai. Ciobanu, Diana, Coropcă Oana, Grozescu Ancuța și Comurugă, Maricela. Mulțumim frumos, doamnelor, pentru dumneavoastră. Aplauze încă o dată, vă rog, din tot sufletul. Mi-am mai primit. Asta e poză de divorț. Mulțumim încă o dată, Grădinței Magnolia, mulțumim pentru tot ce faceți pentru acești copilași, mi-au mai trecut și mie emoțiile mari. Da, mă bucur tare mult că vedem atâția prieteni în sală și de 20 și de 30 și de 70, 80 de ani. Tu ești subiectul, stai jos și fii cu minte. Ne bucurăm de prezența în sală a domnului viceprimar Jilcu Adrian. Ne bucurăm că ne onorați cu prezența și am găsit un sprijin foarte important în biblioteca municipiului nostru. Despre ce este vorba mai departe, dragi invitați?
Aș vrea să dau cuvântul domnului director al bibliotecii Radu Rosetti să ne spună câteva cuvinte despre ce se întâmplă acum și despre ce se mai vehiculează. Am înțeles că intră și în renovare. În primul rând, mă bucur să văd că aula bibliotecii este arhiplină, chiar dacă peste câteva săptămâni, dacă nu zile, această clădire va intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, într-un proiect pe fonduri europene care se va întinde până la finalul anului 2023, dar e bine să știți, pentru că sunt foarte mulți tineri în țară, după ce se termină această reabilitare, Biblioteca Municipală Radu Rosetti va deveni probabil una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din Moldova. Vom avea două săli de internet performante cu ochelari VR, cu PlayStation 5. Vom avea sală de muzică, sală de teatru și multe alte surprize. Așa că e bine să avem răbdare. Pe parcursul reabilitării, biblioteca se mută temporar la Muzeul Municipal de Istorie. Cred că știți unde se află muzeul. Și la filiala Cosânzeana, de lângă școala numărul 8. Așa că veți putea în continuare să veniți la bibliotecă și să împrumutați cărți și să participați și la evenimente pe care mare parte le vom desfășura la filială sau la Cinema Capitol. Un eveniment pe care l-am dorit aici la Onești, lansarea volumelor domnului Vasile Groza. Nu știu dacă știți, domnul Vasile Groza este și tatăl Loredanei Groza. Ați auzit de Loredana, nu? Și cred că merită aplauze pentru așa o fată, dar și așa un băiat, pentru că Cristi Groza este băiatul domnului Groza și fratele Loredanei. Sunt oneșteni și se întorc de fiecare dată cu bucurie și Mai avem frați? Pe afară. Bun, iar la finalul acestui eveniment, n-am să vă divulg acum, domnul Vasile Groza va avea parte și de o surpriză, eu zic o surpriză cu totul și cu totul deosebită, până atunci va ajunge și primarul municipiului aici, care probabil că chiar domnia sa va dezvălui despre ce este vorba. Felicitări, domnule Groza, pentru ce ați făcut pentru copilași și e bine să cărțile dânsului se găsești și în bibliotecă. Dacă nu faceți rost de ele, le puteți găsi la noi. Sunt poezii foarte frumoase care se adresează vouă, copiilor, și dânsul a scris și piese de teatru și lucrări pentru adulți. Domnule Groza, felicitări și acord cuvântul, nu? Microfonul care a vorbit domnul director, pentru că așa e subordinea făcută, sau ordinea. Bună ziua, copii! Bună ziua, oameni mari! Bună ziua, domnule viceprimar! Și bine ați venit la această, eu o numesc sărbătoare. De ce sărbătoare? Pentru că, eu zic, cartea trebuie întotdeauna să fie fruntea omului în viața de toate zilele. De ce? Pentru că în carte găsim atâtea vieți care au trecut, care eventual viitoare. Deci cartea este un îndrumar în viața noastră. Și telefonul e bun, că ne spunem despre noi unul altul, dar aici în carte ne găsim tot ce a trecut și este prezentul și viitorul nostru. Eu am început din copilărie, cum sunteți voi, am început să cochetez cu cartea, cu poezia. Mi-aduc aminte la Bârlat, la vârsta de vreo 14 ani, profesorul discuta în clasă despre chimie și mie umbla gândul pe la poezie. M-a prins în bancă cu fițuicile și m-a făcut de râs în fața clasei. Un râs frumos. Pentru că în ziua următoare era o sâmbătă și mi-a spus profesorul, zice, băi, mai ai de-astea acasă? Mai am. Ce faci mâine? Nu știu.
la internat. Nu vii la un cenaclu? Eu eram cam rupt de foame, așa, și zic, o fi pomană. Nu. Și zic, cum să nu vin? Și m-a luat de mână și am mers la un cenaclu. La un cenaclu am găsit de-al de mine acolo, mai bătrâiori, așa, și atunci se ocupau bătrânii de literatură. Tânăr eram numai eu. Zice, am adus un copil de la școală care pare cochetează cu poezia. Zi, mă, a zis unul din centru, mai cu barba așa. Și am citit două poezii acolo și mi-a făcut o legitimație, să zic așa. Cât vei sta îmbârlat, mergi la toate manifestările cultural-sportive să te informezi, să vezi cum merge viața în oraș la noi. Și pot să mai iei o persoană cât în. Eu aveam o simpatie, cum aveți și voi, ci e unul din voi ca să nu aveți o fată sau un băiat care îl simpatizați. Este? Am ghicit? Bineînțeles. Și m-am bucurat de treaba asta cât am stat în Bârlad, am mers peste tot și m-am format cât de cât și de atunci am început poezia. Ei, poezia? Bun venit, domn primar! Iar astăzi vin în fața dumneavoastră cu rodul muncii mele de o viață întreagă. Să știți că am făcut și profesie, n-am făcut poezie, toată din poezie nu mănânci. Din poezie te rănești spiritual. Am făcut această realizare care o vedeți și mai am și acasă, în care mi-am manifestat toată dragostea mea față de poezie și de proză. Pentru că am vreo 3 romane, am teatru, am toate genurile literare atacate, așa să zic așa. Ei, dumneavoastră v-ați uitat aici așa. Cele 8 cărți care am avut răbdarea să le fac chiar în al 8-lea an, sunt pe masă. Se numesc Privește-mă în ochi. Toate au același titlu, dar conținutul este diferit. O să găsiți acolo poezii pentru toate vârstele și de dragoste. Să știți că poezia, de fapt, asta face. Să facă apropierea între oameni, să comunice, iubirea trebuie stimulată. Pe lângă toate astea, am și o carte a vieții mele, care aia roșie, care mi-am explicat acolo trecerea mea prin cei 85 de ani de viață, în care am pățit și bune și rele. Am fost un copil nu prea norocos în copilărie, pentru că au fost război, au fost secetă, de toate, pe toate le-am apucat. Și din toate am scăpat. Ieri le povesteam la copiii de la numărul 10 de la bibliotecă, am avut întâlnire cu ei, un motan era să-mi ia viața. Eram în fașă, înainte să-mi fășau copiii. Și fiind frig în casă, a venit s-a așezat pe mine, în casă nu eram eu cu motanul. Și gata să mor. A venit o vecină, a dat peste noi acolo și m-a salvat. Deci, iată ce putem să fac un motan, să nu mai vină groza aici. Da, a venit, a scăpat. Dumnezeu a fost cu mine. Și este în continuare. Ei, acum ce să vă spun? Mai departe o să urmeze desfășurarea programului care îl avem, dar vreau să-i dau cuvântul domnului primar, pentru că a întârziat puțin, îl iertăm. Nu avem ce-i face. Mulțumesc, domnule Groza. În primul rând vreau să-mi cer scuze de întârziere. Zic eu că am lipsit motivat, vin de la o mormântare, am avut un deces în familie, am aterizat direct de acolo, am făcut tot posibilul să ajung în timp util. Este o mare bucurie să fiu astăzi prezent aici, la acest eveniment. Bucuria este cu atât mai mare să văd atât de mulți tineri frumoși. Chiar dacă n-am fost de la început, tehnologia ne-a ajutat și i-am văzut și pe micuții dansând,
L-am auzit și deschiderea și pe Cristi și pe Ionuț, am văzut că a făcut prezentarea și a vorbit despre ce se va întâmpla în perioada imediat următoare legat de bibliotecă și de activități. De asta nu voi mai relua. Felicitări, domnule Groza, mă bucur că sunteți aici și distracție plăcută în continuare, că înțeleg că sunt și alte surprize. Mulțumesc! Să mergem mai departe, dragi oneșteni. Am pregătit pentru dumneavoastră un alt moment. Eu, acum 2 săptămâni, am fost la școala Emil Dracoviță. S-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea școlii. Pentru cine știe, denumirea mai veche, școala generală numărul 10. Și de acolo vin niște copii care ar vrea să urmeze probabil o carieră în actorie. Ieri la bibliotecă, la doamna Mihaela Bereș, care este aici cu noi, alături de doamna directoare a școlii generale 10, Teșulă Lenuța, pe care le respect și le ador pentru ceea ce fac, și duc mai departe școala 10 de 10. Avem copiii pădurarul Andra Sabina, care va recita din creația lui Vasilică. Toți copiii vor bomboane. Nu te superi, tati, că îți zic Vasilică. Dar și eu vreau bomboane. Puneți mâna pe Vasilică să vă meargă bine tot anul. Popa Dimitrie Daniel și diaconul Nedea Gabriela vor recita din tot o poezie de-a tatălui, cu tezanță. Iar Negoiță Roberta va recita Onești, de tot de tata. Ce mai vrei? Ah, microfonul? Nu. Dă-le microfonul ăsta. Dar veniți în față, dragi mă. Unul, doi. A, nu poți. Nu, lase, dacă nu pot, lase. Cu tezanță, de Vasile Groza. Am speranța, nu îndoiala, că o să cresc odată mare. Zi de zi îmi fac socoteala, pe ce drum să mă îndreptoare? Mama îmi zice, stai cu minte, toate au o rânduială. Ți-a căzut doar primul dinte, la toamnă să mergi la școală. Tata dă-a mă convinge, atunci când ies la joacă în incintă, să da cu piciorul în minge. Fotbalul nu mă încântă. Eu aș vrea ca de început să mă las de toate cele, să mă fac cosmonaut, să zbor liber printre stele. Mai întâi stai și socoate, bunicul mă sfătuiește. Nu poți să le faci pe toate, din bob de greu pâinea crește. Bravo! Toți copiii vor bomboane de Vasile Groza. De li sete, de li foame, toți copiii vor bomboane. De se dau pe topogane, în leagăne, pe avioane sau cumva pe patinoare. Toți copiii vor bomboane. Toți copiii vor bomboane, unul plânge, altul doarme, altul lansează baloane. Iar de plânge că e foame, tace dacă îi dai bomboane. Când ajung bunici, vezi, Doamne, și toți bunicii vor bomboane. Nu mai vor în topogane, nici în leagă în avioane sau să sară la șotroane. De se culcă și n-adorme, și bunica vrea bomboane. Și bunicul vrea bomboane, toți copii se cred, vezi, Doamne. Mulțumim! Continuăm programul nostru. Trupa de teatru Alfa, coordonată de domnul director Ionuț Stenie,
care nu știu unde a dispărut. L-ați dat afară, domnule primar, nu? Așa. Au un program foarte frumos. Dacă aveți nevoie de microfoane, mă bucur să văd aici și pe domnul Bârvu Nicolae, directorul Casei de Cultură din Onești, dacă vrea să spune la un moment dat două cuvinte sau trei, cu tot dragul. Trupa de teatru Alfa, să-i încurajăm, să-i aplaudăm și să le dorim în continuare succes. Poezia n-are timp, e din suflet e pornită, singurul e anotimp, e atunci când e iubită. Ea nu are nici o tare, e în beznă o lumină, dacă lumea e trecătoare, poezia e eternă. Poezia e un cântec, fără flaut, strune, tobe. Poezia e un descântec, ce e în suflet, nu în vorbe. Poezia e o comoară, pe pământ și în eter, cum o pasăre zboară, ridicându-se la cer. Poezia e o viață, pe pământ și... Poezia e o comoară, Poezia e o viață, Ceara, atunci când a aflat fabula cu cașcavalul, pe corp tare l-a certat, că a făcut de râs un neam, l-a luat și l-a școlit, trimițându-l să aducă de la primul nu găsit cea mai barosană nucă. Și împreună au zburat până la primul asfalt, privește, i-a dat un sfat și din cioc nu a lăsat, colo în intersecție și circulând mașinile, i-au făcut disecție, aruncând-i cojile. Și când stopul a fost pus, ca un pieton să vezi, liniștită ea s-a dus și-a cules gustosul miez, scoțând cazul în evidență. Este bine ca să știți, vorba-i de inteligență, ce la animale foarte des o întâlniți. Morala, totul este adevărat și noi oamenii avem multe de învățat, oricât de deștepți am fi. Ce să fac? Sunt cozofană. Și ce dacă scoțofană, ce peste tot mă fugăriți? Că s-o praznică codană și de mine păcăliți. Eu nu sunt ca ciorile să vă croncănesc la cap, iarna scuză pe zile, vara s-o pe plin copac. Trăiesc lângă casa voastră, îmbrăcată în alb cu negru. Sunt o pasăre frumoasă și am un caracter integru. Când pe note de soprană și iubită de copil, fie vară, iarnă, toamnă, vă fac numai bucurii. Nimeni nu este perfect, mai ales o coțofană. Am și eu un mic defect, câte un nou îl bag în seamă. Ce să fac? Sunt coțofană. Nu-s cavaler medieval, nici nobil eu nu sunt. N-am nici sabie, nici cal, dar sunt un trubadur neînfrânt. Îmi iau chitara și mă rupt în cânte se ne radă și inima la fetele o strupung pe la balcoane, pe alei, pe stradă. Sunt trubadur, sunt trubadur, mereu sunt pus pe șagă și cânt și plâng de toate în dur când fata mi este dragă. Când la balcon eu că sunt zeană, arunc spre acu mii de flori, dau voci strune de chitară și fata e prinsă în fiori. Alerg și strig de bucurie când fata mă iubește și tot în jur o veselie și universul îmi zâmbește. Sunt trubadur, sunt trubadur, mereu sunt pus pe șagă și cânt și plâng de toate în dur când fata mi este dragă. Bravo.
S-a dus o coțofană la oraș, cu fracă ca precis pe dungă, banana în culeraș și pantalon pe gheată să-i ajungă. Motivul plecării de la sat, ori că o strângea pantofii să-i de lac, sau că văzduhul era afumat și că prostimea nu-i făcea pe plac. Prea multă neghiobime strânsă la grămadă, cu maniere neîndemne pentru ea, și o huleau toți din ogradă. De ce anume habar nu avea? Unii strigau că fură ouă, alții când hață de sub cloșcă pui și când parte hrana pe de două cu vulpea șmechera pădurii. Acum pută la treiace, pe stăzi, pe bulevard sau pe balcoane, pe orășem vrea doar să îi joace lume aproape ca cei de prin ogradă. Întrebat un copil, de ce copacii nu dorm? El aceaz de noapte era somnoros. Ce? Ei nu au somn? Copacii nu visează că au fost mici și în vânt se dădeau huța și că erau pișcați de urzici. Și cu încetul a crescut crenguța? Și de ce stă tot timpul în picioare și mereu spre cerul că pe inimii mei doare? Și mă rog, niciodată nu se culcă decât dacă cineva îi taie. Copacii copile sunt ca și tine, ei dorm în somn picioare. În nopțile cu lună senile, iar ziua se trezesc mângâiați de soare. Când norii se adună și vântul aprig îi lovește și afară fulgeră și tună, ei înving furia, fiindcă forța lor se unește. Geamătul mării, nu geme că o dor măruntaiele, că delfinii nu-i dau ascultare, că din toate părțile o bat vânturile, sau că ustură rănile de atâta sare. Nu geme că țărmurile, stâncile, nu o lasă în libertatea dorită și îi sparg fără milă valurile, sau că pescărușii o lasă părăsită. Nu geme că este dor de ocean, care și el e un frate de suferință, și că ele, caracatițele, fac în adâncuri can-can, și că peștele de aur nici nu există. Nu geme că e vremea rea sau bună, sau că vapoarele mereu o frământă. Nu geme așa de nebună, cine are urechi să o audă, de atâta tristețe ea cântă. Geme când nopțile sunt fără lună, când oamenii la apus de soare o părăsesc, când peste întinsuri nu mai are lumină, se simte în singurătate și cei doriți nu o mai iubesc. De singurătate se teme și de aceea nopțile întunecate ea mereu geme. Cloșca cu pui, pe cerul de stele tronează în altul de boltă. Pământul univers oglindește în ele. Ducea fără gelozie, ai trăită să revoltă, Eminescu. Cu pana ai măiastră, în poemă sau precum în cânt. A stabilit unde, cum și când. Viață, în stări diferite să trăiască. Eternul în cer, efernul pe pământ. De la cloșca cu pui, mamele au învățat să nască, dându-i pământului strălucire și viață. Iar copilului, de la soare, a învățat să pășească, cu luna de mână, în iubire și în povață. Mama a fost, este și rămâne pe pământ. Cum o icoană, la ea ne închinăm. E cheia de bolta vieții, e un lucru sfânt. În univers, datorită ei și lui Dumnezeu, existăm. Cuvenise pe mamele noastre să le slăvim în toate zilele și în zilea hăruită. Cu brațele întinse, noi fiii tăi te iubim. Tu, mama a toate, prin tine, cu tine trăim. Nostalgie. Adio un vânt de acasă, umblând pe-a mea făptură și de nimic nu-mi pasă, vreau acolo în bătătură. Să umblu prin o gradă cu pașii de copil, iertat de timp și grabă de modernism de stil. Și să mă joc de unul cu gândul în țărână, descoperindu-mi drumul ce-s cu sumă în lumină. Să pipăi tot un cale cu degetele firii și florile în petale pe drumul amintirii. Să-mi regăsesc culcușul de unde am zburat, să mă întâlnesc cu visul ce aripi mi-a dat. Să simt ce mângâierea braților de mamă, să stăm pe prispa casei și mângâia de vânt, să simt dragostea mamei și în gând al ei cuvânt. Și să-mi urmez destinul cuvântul de acasă, mai sfânt ca jurământul pe calea cea aleasă. Fabulă, tu mă crezi așa de proastă, cum că nu știu să mă îmbrac? Uite-mi rochia albastră și trei frunze din copac. Unde mai îmi pui și dulceața buzelor mele încărnoase? Sunt cum roa dimineața, în veșminte parfumate.
Toate acestea îi le spune unui sâmbure din ea, care n-are rost nici nume, doar că o incomoda. Prea frumoasă, mea copilă, mie tot îmi datorezi și aș vrea mult respect și milă. Vina ta e că nu mă vezi. Eu sunt mamă, sunt și tată. Așa ai venit pe lume. Cum să nu mă bagi în seamă? Te-am crescut, ți-am dat un nume. Pruna își desface haina și așa ca la o poruncă, fără să aibă vreo teamă, sâmburele îl aruncă. Dați microfoanele înapoi. Dați microfoanele domnului Groza. Mulțumim trupei de teatru Alfa, coordonată, acum am aflat, de doamnele Nicoleta Sălbaticu și Doina Brumă. Mulțumim pentru tot. Vă aplaud din nou, dragi copii, pentru să continuați să vă duceți și mai departe. Mi-aduc aminte că odată eram și eu moderator la o televiziune, făceam din pasiune acel lucru și am căutat să aduc la acele emisiuni cât mai mulți oameni din Onești pe care știm cu toții, începând de la domnul Bertea și terminând cu Romica Ifrim, Dumnezeu să-l odihnească. Și am căutat să fac cunoscut prin acele emisiuni ce are Oneștiul. Și cred că am făcut bine ce am făcut și mi-ar mai face plăcere să mai fac astfel de emisiuni, dar sunt alte chestii și acolo puteam să fac ce vreau. Aveam mână liberă. Probabil alte televiziuni sunt alte chestiuni, da, alte condiții. Mă bucur că mi-au mai trecut din emoții. Știți cum e, la final îți trec toate. Și ce ar mai fi pe final, văd că trebuie să-i dau iar cuvântul domnului primar. Ne recitați o poezie sau vreți înainte de a spune dumneavoastră ce aveți de spus să mai spun eu o poezie a lui Cicerone Anonymous, Bruțul și Ghioala. Așa, să mai facem un pic de caterincă. Din Bruțul Ceița, din Puțurează, un pruț a țiripat, e drept cam bumburlac, dar zdrumbuloaia zdrălăcită a țiripat de colo, din țerdac. Ce piții îndreaua mea de zdrălăciță, piții pandurul meu de furtușleac, mi-ai scofâlcit florogojina. Tignii mi-ai bijul să mi-l beag. Are și o morală. Ițivățindu-vă de tronca scoarță, ițivățiți să nu vă țivățiți pe voi. Așa cum lupul a giordit pe scoață și leaua cu șbibeaua mea s-a smotocit. Asta e toată poezia. Cicerone Anonymous, n-am văzut nicio carte despre dânsul. Acum îi dau cuvântul domnului primar Laurențiu Neghină. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc, Criste. Eu cu Criste mă știu de foarte mult timp. Cuvântul prieten este... Îți asum multă responsabilitate când îl spui, dar pot să spun că îmi este prieten Criste. Pe Nea Groză, la fel spun Nea Groză, nu domnul Groză, pentru că da, a crescut și a fost foarte apropiat de familia mea, s-au cunoscut cu tatăl meu, doamna a fost colegă cu bunica, parcă nu. Iar soția a fost învățătoarea lui tatăl primar. Vorbește corect. Lui tatălui. Tatălui. Exact, domnul Pui. Bravo. Ai emoții. Se poate trăi fără emoții? Numai morții nu mai au emoții. Încolo... Vorbește puțin. Da, sau aude, mă, că sau aude. Eu mai ales că o ureche n-aud. Vă rog. Da, și pentru că domnul Groza are o bogată activitate literară și este o personalitate pentru comunitatea noastră, ieri Consiliul Local
a votat decernarea titlului de cetățean de onoare, pe care aș vrea să vi-l înmânesc, domnul Groza, pentru întreaga dumneavoastră activitate. Felicitări! De aici, așa, dar nu cred că o să-l pot urmări. Deci, dragii mei oneșteni, domnule primar Laurențu Neghine, dragi copii, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această sărbătoare. În viață am fost și prinț și cerșetor, nu-s vorbe aruncate în vânt, întotdeauna de la Dumnezeu primit am ajutor, iar între semeni mi-a respectat al meu cuvânt. Și astăzi, ca mare om, după cum ați văzut, cu onorul ce mi s-a acordat, nu scobor din stele sau din avion, ci sunt al veții brav soldat. Ce am pornit de la sapă și lopată, trăind din fașă fără tată, și am săpat, și am săpat, până am dat de apă, căutând să înving în viață prin luptă dreaptă. Nu-s cel din urmă, cel mai rămâne urma, vă aduc o veste bună, sunt cetățeanul de onoare, Vasile Groza, al oneștenilor dintotdeauna. Scriitor și poet în literatura română. Vă mulțumesc frumos! Felicitări, tataie! Mai avem o poezie pe care Negoiță Roberta ar fi trebuit să o recite când am prezentat-o, dar din cauza emoțiilor o va recita acum. Te rog frumos să iei microfonul. Onești, în țara soarelui ce a răsărit, în cele patru puncte cardinale, Oneștiul ca oraș pe hartă a apărut, cetatea industriei cu oameni de valoare. Și dacă în cetate toate s-au schimbat, cu a timpului revoltă nedorită, speța umană a evoluat și în ciuda relelor ce au fost și sunt trezis. Astăzi Oneștiul în lume se mândrește cu o minune a sportului de aici și în oriunde te-ai afla un nume se rostește al campioanei mondiale Nadia Comăneci. Știința, arta și cultura au poposit la noi, precum pădurea cu aia pepinieră, dând țării un nume mare și o seamă de valori, precum e oxigenul în atmosferă. Momentul ce-l trăim și avem cu toții parte de personalități nominalizate, se află printre noi aici în cetate și inimile noastre cu inima ei bate. Ne-a dus în țară și în lume faima de Dumnezeu cel Sfânt blagoslovită, un nume ce pe toți ne încântă, Loredana, de cei bătrâni, cei tineri și de copii iubită. Mulțumesc, Roberta, și înainte să încheiem, vreau să vă doresc, ne aflăm în postul Crăciunului, vreau să vă doresc sărbători fericite, să avem un sfârșit de an senzațional și un început de an supercalifragilistic, să vă îndepliniți cele mai imposibile dorințe și să fim sănătoși. De la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe,
Am făcut un scurt memento muzical pentru că mai avem un mesaj pe wall din partea Loredanei. Să-l vedem, după care vă invit cu tot dragul să socializăm în partea dreapta noastră, partea stângă a dumneavoastră. Și mulțumim domnului Narcis pentru tot. Clap! Cetățean de onoare al Oneștilui. Felicitări, tati! Welcome to the club! Cetățean de onoare al Oneștilui. Și am avut această onoare acum câțiva ani. Și mă bucur tare mult. O meriți pe deplin. Și cred că dintotdeauna ai fost un cetățean de onoare, numai că acum ai și diplomă. Felicitări, mulțumesc Laurențiu Neghina, primarul Oneștiului și tuturor celor care au fost alături și sunt alături în această zi minunată de tatăl meu. Sunt mândră că sunt oneșteancă, vă iubesc. Mama te laudă acasă. Mama. Mulțumim de tot sufletul pentru că am fost împreună în această zi frumoasă de vară. Ce vreți mai mult ca un om să se bucure atât de mult cum m-am bucurat eu astăzi. Prezența dumneavoastră aici mi-a întărit, am totuși 85 de ani, nu? Mi-a întărit mersul mai, pe mai departe și cu promisiunea că n-o să pun steagul jos, adică pixul, o să continui rubrica pe Facebook cu o poezie pe zi și dacă vreți să mă găsiți, știți să butonați. Și până când o da Dumnezeu să fie, o să ne întâlnim acolo și poate ne mai întâlnim, că mai este și a noua carte, care e gata acum de anul nou. Deci eu n-am stat degeaba anul ăsta. Deci am și a noua carte și poate dă Dumnezeu și a zecea. Deci eu vă mulțumesc foarte mult de prezența de care ați dat dovadă, așa, din colecția care o am acum, o să donez bibliotecii și domnului primar care a fost bagheta numărul 1 la toată acțiunea asta, un set de cele 8 cărți, iar dumneavoastră, dacă vreți să aveți amintiri, eu stau la dispoziție pentru autograf și eventual dacă mai găsesc un leu în buzunar, că toți banii îi dăm la spital aici, la copiii unde s-a născut Loredana. Și eu măi. Și tu. Da, păi tu ai fost primul. Da. Deci, cu tot respectul și cu toată dragostea, vă mulțumesc frumos. Și acum, dacă vreți să vă recoliți un pic gulița, aveți un pic de în dreapta, acolo, să treceți pe acolo, pe la Michael. Da. Da? Bine, mulțumim. Vă pupăm. Mi-am luat o piatră de pe inimă, acum mi-am revenit și vă dorim la mulți ani. Mulțumim bibliotecii, domnului primar, domnului... Hai la bătăi. Și
Poți să dai? Poți să dai?